Și care a murit în 1 martie, de fapt anul trecut de 1 martie, proza cât a fost scrisă pe 3 martie, așa că e ceva, într-un salt mic în timp. În general, nu scriu despre, nu știu dacă nu vesele, în general scriu despre morți, despre viața de apoi, așa că sper să nu visați strigoi la noapte sau ceva de felul ăsta. Și să vă vină de spună. O să încep, pur și simplu. Este povestea bunicii Momă. Era sâmbătă, ora 10 și 10, când prin hort s-a ridicat un fum nu tocmai negru, ci cenușiu închis. A fost un singur fus, scurt, 2 secunde, și bunica Momă s-a împrăștiat parțial peste oraș. În prealabil se auzise un curuit, probabil de la vreo mecanizare din burta crematoriului, care arăta ca un birou de primărie, nu ca un loc din care pleci spre viața de apoi. Cei 4 participanți la ceremonie stăteau în curte și se uitau aiurea în tramvai spre cerul perfect zenit al acestei triste, dar frumoase zile de primăvară. Erau monosilabici. De cealaltă parte însă, lucrurile se petreceau cu o încetineală ieșită din comun. Când pe horn, puf, ieșise fumul, Momă s-a pomenit pe un hol lung și urât în fața unei uși duble, de o înălțime impresionantă. În spatele ușilor părea că se află cineva. Momă s-a uitat înspre picioare. Era curioasă cu ce o încălțaseră, era prima ei plimbare de când murise. Nu a văzut nimic. Își simțea clar picioarele, dar acestea erau invizibile. Și a ridicat una dintre mâini, mâinile ei lungi, care îi ajungeau aproape până la genunchi. Nici aia nu se vedea. Și a spus liniștită că, în definitiv, e o fantomă, așa că totul face sens. Era exact ca în cărțile despre spiritism, doar că acolo fantomele vântuie prin camere, poduri, orașe, sate, ori ea era aici. S-a uitat să vadă pe unde se iese. Dar nu a reușit să înțeleagă dacă acest hol avea și capăt. A mai făcut câțiva pași ca să ghicească ce încălțări poartă. Probabil erau balerinii argintii pe care îi primise cadou de la nepoata ei. Holul ăsta semăna leit cu holul din fabrica de medicamente la care lucrase. Exact așa, prost, luminat și trist și cu neoanele care veșnic se stricau și începeau să pâlpâie cu miros acru venit din halele în care se produceau pastilele. Multă lume crede că pastilele nu au miros, dar încearcă să deschizi un sac cu 20 de kilograme de aspirină, nu o singură tabletă, să vezi ce greață te apucă. Cu toate astea îi plăcea în fabrică, îi plăcea să facă medicamente, îi plăcea că era doamna farmacistă și așa mică, apucată și cu mâinile lungi cum era, oamenii o ascultau. Poate e mai bine să aștepte, să aibă răbdare. Era antrenat. În ultimii ani, prietenele ei s-au mutat la cimitir în număr din ce în ce mai mare. Se trezea dimineața, citea, apoi pe la amiază, aștepta telefonul de la 19:00 pe care îi dădea fica ei. Dacă suna mai devreme, fie și cu un minut, inima i-o lua razna și alerga să răspundă cu frica să nu se fi întâmplat ceva. Dacă o suna mai târziu, ochii se umpleau de lacrimi și se înfuria, pentru că ăsta era cel mai bun semn că, pur și simplu, propria ei frică a uitat de ea. O să aștepte și acum, răbdătoare. Întotdeauna i-a fost scârbă de oameni care au buzna, sunt impertinenți, cred că li se cuvine. Deodată s-au auzit niște zgomote înfundate. Pe culoar veneau cu pași mici 2 femei. Nu se vedeau încă clar pe lumina stachioară. Pe măsură ce s-au apropiat, lui Momă i-a fost clar că sunt japoneze. S-au plecat ușor în fața ei și i-a zâmbit strângerită. Cele 2 au rămas în picioare, uitându-se curios la ușa dublă, de pe marginile căreia se strecurau afară câteva firicele de lumină caldă. Momă și-a dat seama că cele 2 au văzut-o, pe semne sunt și ele fantome, și fantomele se văd unele pe altele. Asta era ceva nou, de întâlnit de ea până acum în literatura spiritistă. Dacă ar scrie acum o carte, ar fi mai apreciată decât Edgar Cayce și-a zis. Era curioasă foc de cum o să evolueze lucrurile. A avut o clipă de neliniște, estimând că holul o să se umple, în vreme ce persoana din spatele ușii stă și nu cheamă pe nimeni înăuntru. Dar totuși ea era prima la coadă. Sigur, japonezele astea nu o să-i se bage în față. Nu mai știa dacă a trecut mult de când a adormit pe patul de spital. A atins cu mâna unul dintre pereți, s-ar fi așteptat să fie mai rece, dat fiind întunericul de afară, dar nu, era călduț, lucios. Probabil fusese dat cu o ursea, o variantă mai igienică, așa făceau și la fabrică. Acolo igiena era cea mai importantă.
stradă, de ce nu ar fi și aici igienă? Din față se apropia un domn îngălită cu un cearșaf. A trecut pe lângă ea, fără să privească măcar, părea un somnor bun. După față era din India, ori Nepal, ori altă țară himalaiană. N-a fost niciodată acolo, de fapt a ieșit din țara ei, pentru că avea darul de a călători cu imaginația. Și a citit și ea despre Shangri-La și Himalaya și despre câte în lună și în stele, ce bun să te duci să vezi turnul Eiffel, dacă tu poți povesti mai multe despre el decât cei care au fost să-l vadă. Bună oară Corina, vecina ei, se trambala la Paris pe banii copiilor și povestea în continuu că acolo străzile sunt curate și că e plin de cerșetori români. Să te duci până acolo ca să debitezi la toți prostiile astea, arăta că orice călătorie e un moft. Atras cu ochiul spre ușă, rămânea închisă. Ultimul venit se întinsese pe jos, chiar lângă scaunele japonezelor, în capăt. Stătea într-o rână și mama a avut impresia că va începe să fumeze oriceva de felul ăsta. Sigur că aici e interzis fumatul, acum peste tot e interzis, ceea ce se potrivea cu faptul că se lăsase și ea, în sfârșit, după 6 decenii de fumăit. Bătrânul nu fuma, gesticula și mormăia ceva de neînțeles. Ar fi frumoase niște flori, poate niște picuși mari, ar mai înviora atmosfera. Probabil că nu s-a gândit nimeni la asta, aș putea să le propun. Întotdeauna a avut inițiativă și a fost o fire voluntară. Când era tânără și comuniștii l-au alungat pe regele care sugea sângele poporului, ea, o studentă veșnic leșinată de foame, căra cu spinarea pietre să construiască opera națională. Și da, toate se plătesc, pentru că de fiecare dată când trecea pe lângă opera, îi creștea inima, știind că a pus numărul să o facă. Foamea și frigul se uită, dar lucrurile frumoase dăruie. Din păcate, vremurile s-au schimbat. Comunismul nu mai există decât în China. Și uite ce bine o duc. Uite, le spunea nepoților, uite! Un grup de boane bine îmbrăcați în costume negre, cu cămașa albă și cravată, veneau în formație organizată spre ea. Semănau cu tovarășii chinezi pe care îi întâlnise la Ziua Mondială a Tineretului Comunist. Micul grup s-a ferit politicos, regrupându-se în rânduri de câte doi. A hotărât să se întoarcă lângă ușă pentru că locul se aglomerase și cum ea era mică și slăbănoagă, a presupus că putea fi ușor trecută cu vedere. S-a apropiat cu gândul să tragă cu ochiul prin crăpătura să vadă ce e în cameră, dar ușa s-a deschis larg și astfel s-a explicat și sursa luminii care se strecura pe culoar. O persoană, deși nu acesta s-ar putea să fie termenul exact, mai strălucitoare ca un reflector de 500 de vați, înaltă aproape cu ușa. Voi sunteți ucigașii de la Foxconn din Shenzhen? A întrebat creatura pe bărbatul în costume care tocmai intrase. Mama s-a simțit puțin inconfortabil. În primul rând că ea fusese prima la ușă și nici nu o bagă în seamă. În al doilea rând, vocea îi se părea autoritară și intimidantă, iar ea ura autoritatea. Da, a spus unul dintre ei. Nu aici, mergeți înapoi și faceți prima la dreapta. Aici nu ne ocupăm de sinucigași. Bărbații au făcut cale întoarsă, organizați și deloc șovăielnici, de parcă știau exact ce să facă. Mama era încurcată. Să fi întrebat și ceva, orice. Ea una era de fel o persoană foarte curioasă. Tot mai multe persoane se îngrămădeau pe pol care începuse să pară strâmb și din ce în ce mai întunecos. Nimeni nu vorbea cu nimeni și mama tocmai a avut revelația că toți, dar absolut toți cei din jurul ei, erau oameni de pe continentul asiatic. Senzația că s-a pierdut și n-a ajuns unde trebuie, i s-a instalat rapid în cap și i-a sediat creierul. Terent s-a consolat gândindu-se la copii, la nepoți, ba chiar la micuța ei strălucitoare pe care mi-a dat de spus. Dar cum ridica ochii din pământ și se uita în jur, o apuca disperarea. Se prea poate să fie de la ochii lunguieți pe care îi are, asemănător cu cei ai coreienilor, ori de la statura ei mică și delicată, cu picioarele subțirele și ușor curbate, ca ale unor japoneze. Ori de la părul scurt, uite, doamna de alături avea părul ca ea. Cu cât se uita mai mult la chipurile de timpul, cu atât îi se părea că seamănă cu ei mai mult. Este absurd, pur și simplu absurd. Toată atmosfera îi făcea impresia de lipsă de eficiență, nu că era treaba ei, într-un fel. În definitiv, măcar ei aveau un scaun pe care să stea, acum că se umpluse, multă lume a rămas în picioare. Ușa s-a deschis din nou și ființa luminoasă a întins mâna către bătrânul indian. Apoi a
arătat cu degetul către un alt om, ceva mai tânăr, îmbrăcat la fel și negricios din calea afară. Tu și tu veniți cu mine, la voi să meargă repede. Ușa a rămas întredeschisă și mama și-a întins capul astfel încât să zărească ce se întâmpla. Vorbeau, dar nu se auzea bine. Auzi, o lăsase de vreo 5-6 ani. Unul dintre bărbați a râs, probabil tu Giuriu. Ăsta-i semn bun, dacă faci oamenii să râdă, cât de rău poți fi. Sau poate glumețul era unul dintre cei doi bărbați, în ființa luminoasă. De pildă, ea e lipsită de simțul umorului. Când voia să facă cu o glumă, de obicei gafa și jignea persoana pe care urma să o facă să se distreze. Nu poate decât să spere că nu va fi pedepsită pentru asta. Ușa s-a deschis iarăși și a văzut clar cum cei doi indieni dispăruseră din cameră. Nu și-a uitat să se plimbe, poate că în cameră exista o ieșire de partea cealaltă. În perut, holul s-a golit. Mai erau femeile japoneze, primele venite. Păreau mamă și fică sau în orice caz cunoștințe. Stăteau aproape lipite una de cealaltă. Cum au intrat și ele și cu nimeni altcineva nu mai era pe hol, a tras nădejdea că ea prin rindu. Numai că un bărbat înalt, cu plete, blond, incredibil de slab și-a făcut apariția. Era primul caucazian pe care îl vedea și primul care vorbea. Salut, i-a zis străinul. Salut, i-a răspuns. Stai de mult? Nici nu știa ce să răspundă. Uneori i s-a părut că a așteptat o oră, alteori că a așteptat două zile. Nu chiar. Era așa tânăr băiatul ăsta, poate de vârsta nepotului ei. S-a uitat atent, cu zilele erau cu o gămălie de ap și buzetele vinete. Aștepta să-și pună mâinile într-o poziție potrivită ca să-i vadă unghiile. Murise probabil de supradozul de heroină. Îi plăcea atunci când îi putea impresiona pe oameni cu știința ei. Heroină? A întrebat cu un ton ușor dojenitor. Da, heroină, adică presupun. Tânărul zâmbea ca și cum și-ar fi amintit de ceva cu adevărat plăcut. De unde știi pe heroină? Pentru că arăți ca un consumator, nu a fost farmacistă și o colegă de-a mea și prepara heroină. Și asta s-a sinucis așa. Nu m-a sinucis, a fost o greșeală, așa cred. Nu mai țin minte ce-a fost. Tu ai luat heroină? A, nu, că faci tu cum i-a dat pastile, știi foarte bine ce să iei și ce să nu iei. Și ce-i luai? Păi, într-o glicerină. Deși e ceva foarte vechi, e grozav de eficientă. De exemplu, paracetamol nu iau niciodată. De ce? Nu pot să-ți spun, e secret profesional. S-au oprit mult. Ar fi putut să-i spună de ce nu e cu paracetamolul. Niciun contract din lume nu mai putea fi valabil și aici, nici măcar acela de confidențialitate cu fabrica de medicamente. Dar la ce ar fi folosit până lui să știe? Toată discuția era absurdă și poate de aceea aici, până acum, nimeni n-a vorbit cu nimeni. Drogatul e rău de gură, el a pornit toată tâmpenia asta de conversație. Au tăcut amândoi. Auzi, mi-ai spus că vezi că a murit de heroină. Adică cum? Ai pupilele contractate, buzele bine, de la fel și unghiile, chiar și pielea e mai închisă la culoare. Probabil aveai ficatul afectat. Deci mă vezi. Firește că te văd, stai în fața mea, vorbesc cu tine. Păi eu nu mă văd. Am luat destule în viața mea, dar niciodată n-am ajuns să nu mă mai văd. Frate, ce halucinație! Auzi, tu ești credincioasă? Într-un fel sunt. Eu sunt ateu. Mă întreb dacă fața asta nu e de la heroină, că practic eu cred că atunci când mor, e ca și cum scoți calculatorul din priză. Gata, nu mai merge. Nu e de la heroină. Poate tu ai luat, eu n-am luat. Ce contează cum ești tu? Contează mai mult cum e aici. Nici ea nu era mare credincioasă. A fost comunistă și ca să fii comunist, trebuie să-ți peste mai multe ideale decât de Dumnezeu. Asta era situația, n-a stat să cumpănească prea mult atunci. Țara avea nevoie de ea și încă repede. Erai de acord sau nu erai de acord? Intrai în arenă sau stăteai pe margine? Nu e ușor să reformezi o societate întreagă, așa că era important să nu te încurci în detalii. Ei, tu da, era un tip respectabil. Cu sinceritate a crezut asta dintotdeauna. Spiritele, pe de altă parte, nu însemnau religie, deși cu siguranță partidul nu le-ar fi aprobat. Era mica ei plăcere secretă care nu făcea nimic mai. Mai organiza câte o ședință de spiritism, mai vorbea cu unul, cu altul, inclusiv de caz bine, acum spera ca la rândul ei, cineva de pe pământ, să-i întoarcă favoarea și să o cheme și pe ea. Iar se instalase neliniștea în mintea ei. Dacă o să-l cheme pe fosul ăsta, iar ea o să atârne aiurea la ușă. S-a ridicat în picioare și a făcut curaj și a bătut. Atât de încet, parcă spera să nu o intre nimeni.
Pe mine mă cheamă Andy, s-a auzit dinspre tunel. A tresărit, se aștepta la un semn de partea cealaltă de ușă. S-a dus la locul ei pe scaun. Ușa s-a deschis și a ieșit Fiița. Intră, dacă vrei, o să avem o discuție. Să știi că nu pot să te ajut prea mult. Andy căscase gura și a lăsat să scape un alun care părea să indice că întâmplarea îi depășea puterea de înțelegere. Moma s-a ridicat și a îndreptat umerii ca să pară mai înaltă și a intrat în cameră. Ciudata creatură luminoasă avea un fotoliu mare și un birou, iar în rest erau felurite scaune, niciunul de aceeași dimensiune, ori cu aceeași formă. Parcă mobila era cumpărată de prin vreo casă de babă moartă. Și-a ales un scaun cu șervitul bombat îmbrăcat în piele de cordoba cu încălținte. Modelul era cunoscut, avusese și ea în trecut un set dintre ăsta. Era cumpărat de soții ei, care nu înțelegeau că în comunism să fii modest și în acord cu ceilalți e o virtute și făceau tot posibilul de a-și păstra stilul de viață condamnabil specific de generațiilor. Elvira, aici e triajul de la incinerați. Nimeni niciodată nu-i spusese ca certificatul de naștere. La serviciu și la prieteni era via. Pentru familie era mama sau bunica mama. Dar, deși știu că ești Elvira, procedura îmi cere să ai un martor. Pentru că, după cum bine ți-ai dat seama, probabil trupul tău e invizibil pentru tine. Nu înțeleg, a spus temătorul. E simplu. Când ajungi aici, cineva trebuie să dea mărturie pentru tine că ești cine ești. La înropaț e simplu. Poartă informația imaginii trupului propriu ei. Nu e nevoie de martor. Dacă vrei, e ca la fișierele de calculator. Au mai multe informații în ele. Dar ține lipsește fix bucățica aceea cu imaginea ta omenească. Și ce contează? Păi nu contează foarte mult, dar regulile sunt reguli. Eu nu lucrez decât după lege. Până nu-ți fac dosarul, nu te pot trimite mai departe. Vezi, la asiatic e simplu. Toată lumea e incinerată, deci ajunge la departamentul nostru. Se găsesc martori foarte ușor. Dar și la mine sunt martori. Norina, prietena mea, a murit acum un an și ceva de infarct, o puteți întreba pe ea. Eu nu pot. Suntem departamente diferite. Norina a fost îngropată, ea e la îngropați. Eu nu pot accesa dosarele lor ca să o găsesc. Pur și simplu nu pot. Era sigură că să o incinereze. În primul rând că tot a cerut asta. Ea cu gura ei. Apoi că era mai comod. Și ce folos să tot dai bătaie de cap celor care au rămas după tine? Și toți mari comuniști de la începuturi au fost incinerați, ca Ana Pauker sau Florica Baltasar. Îi părea rău că ele nu o cunosc, deși ea le cunoștea din tinerețea invitantă. Nu s-a amărât prea tare, pentru că poate era mai bine aici să nu ai asemenea martori. Nu că s-ar feri, dar nu credea că sunt bine văzute luna de apoi. Și ce mă fac? Așteptăm un martor. Și unde l-așteptăm? Aici, pe pol sau unde? Era puțin invitată, puteau să treacă ani și ani. Toate babele din cartier stăteau numai la biserică, nu și închipuia că ar putea fi vreo una incinerată. Astea vor toate, mormântări, cu alaiuri, cu olaci, cu cine știe ce alte prostii. A trecut în revistă posibilitățile. Era Carina din colțul străzii, care trăia într-un demisol. Fusese ca notoare și nu-și făcuse o familie. Cine știe, poate ea o să ajungă la crematoriu. Deși la cum le știe pe Babete, sigur o să pună mână de la mână să o îngroape creștinește. Era într-o mare încurcătură. Sunt mai multe opțiuni, să știi, dar ori e doar una dintre ele. Sincer, pentru mine nu prea este dacă am de ales. Poți, de pildă, să te reatașezi resturilor tale pământești, dacă crezi că e mai confortabil. Asta se întâmplă teste și noi nu recomandăm. N-ar fi prea rău. Probabil că au pus-o în grădină pe care o să o ia acasă. Sau, în cel mai rău caz, au lăsat-o la crematoriu, ceea ce înseamnă că oricum o să facă feluriți. Poate chiar și pe cei din familie veni să-i pună o floare de omagiu. De ce nu recomandați? Adesea, familiile rămase în urmă se poartă dezamăgitor din punctul de vedere al decedatului. Vezi, pare acum dreptul de a nu fi tulburată de piața pământească. Dacă te întorci, vei fi un observator prizonier tocmai al acestei vieți. Și mai o mică problemă. Tot ce simți va fi adăugat în dosarul pentru judecata de apoi. Deci, pur și simplu, nu e cinstit față de tine. Bine, și ce mă sfătuiți să fac? Îmi pare rău, dar în facilități puteți sta pe col. Știu că nu e interesant. Persoanele din Asia, care sunt majoritare aici, sunt retrase și făcute. Păi o să merg pe pământ. Este doar decizia ta, Elvira, să știi totuși că timpul aici e altfel. Pe pământ, dacă nu mă înșel, întreaga ta așteptare la ușa înseamnă vreo săptămână. Dacă te întorci, vei fi încorsetată în timpul omenesc. E drept, aici parcă n-a trecut timpul, de
Deși avea Luca clar succesiunea de evenimente de la doamnele japoneze până la discuția stupidă cu drogatul adult. Totuși o să merg pe pământ. E o experiență pe care dacă mi-o oferiți, o să accept bucuroasă, știți? Am fost pasionată de fantome și acum am ocazia să fiu una. Cum îți place? Nu credem în fantome în vilar. Dacă i-ar fi putut vedea clar fața de atâta lumină, ar fi putut jura că această creație a zâmbit și încă îi rog. Și acum ce fac? Te întorci, mergi pe culoar și cumă la stângă. Ai grijă, nu la dreapta, acolo e numai pentru sfântigași. Mama s-a ridicat, s-a înclinat respectuos spre ființa și a ieșit spre colinul să fie ușa crăpată. Cum a fost să repezi la ea? Foarte bine, nu mai pot să stau acum. Tu ai prieten heroinoman? Sigur că am. A spus ceva de mine înăuntru? Nu, oricum nu o să mai treci prea mult pe aici. Îi plăcea când putea vorbi ca tinerii, se învățase să facă asta de la mercurii ei. Se simțea tânără, importantă și diferită. A luat-o la stânga și a fost ruptă de un tub uriaș ca un tobogan, până când a aterizat în mijlocul unei grămăjoare de praf, care mirosea dulceag, dar în același timp greu. A încercat să identifice mirosul. Undeva în spate părea o friptură de vacă carbonizată în cuptor, amestecată cu zahăr ars și poate niște sote de morcos care a rămas pe foc o oră nesupravegheat. Părea un dezastru din propria ei bucătărie, pentru că producea și așa ceva din când în când. Parcă era la crematoriu, într-o sală de beton. În față erau niște coroane de plastic, pe una se putea citi condoleanțe pentru cel care ne-a pus profesor, elevii. A stat ceasul la rând, nevăzând mare lucru și neputând se deplasa de lângă propria ei cenușă. Aproape că regreta alegerea, dar regretele nu sunt decât ceva care mușcă din tine, uneori până nu mai rămâne nimic. În cazul de față, nu mai rămăsese oricum, în general, prea mult din ea. Au trecut niște zile până a avut nepotul ei. A luat urna cu cenușă și a băgat-o într-un rucsac. E chiar plăcut, deși stă lipită de grămăjoara ta de cenușă. S-ar fi așteptat să ajung la casă, dar nu s-a mai întâmplat nimic. A rămas în două roate de rezervă și o pungă de supermarket ruptă într-un rucsac care miroase puternic la țigări. Cu cât treceau zilele, cu atât o deranja mai puțin șederea ei în portbagaj. Zilnic, mai puțin sâmbăta și duminica, două femei își bârfeau soții lângă mașină. Le auzea clar, erau amuzante, așa de fericite. Când ploua, număra stropii care cădeau pe tablă și încerca să estimeze cam cât sunt pe minut. Lângă ea erau puse sacoșe, lăzi, cărți, sticle, la un moment dat chiar a mers un câine mic care a adulmecat în continuu urna. Dacă jabra ar fi reușit să o deschidă, putea foarte bine să ajungă în stomacul lui. Doamne ferește! Lumea în portbagaj era ca lumea din afara portbagajului, cu pericole, surprize, plictiseală, tuneric, lumină. Într-o zi, rucsacul a ajuns pe umărul nepotului. Nepotului și urna a fost transportată în casă. A ajuns în sufrageria fiicei. A fost un moment de care s-a bucurat din plin. A fost pusă pe măsuța de cafea lângă un teac de reviste. Devenise distractiv, se uita la televizor, i-a uitat pe toți ai casei cum fac conversație, a mirat-o doar că nimeni nu o pomenea, dar până la urmă ea e unde e și ei sunt unde sunt. Apoi, într-o seară, ginerele a luat urna și a pus-o în spatele televizorului. Chiar să stai cu soacră ta pe masă mi se pare de coșmar. Asta a zis. Și nimeni n-a protestat într-un fel la exilul brusc al omului. După televizor era mai rău ca în portbagaj, dar totuși mai bine decât pe hol la așteptare. Au fost perioade când a stat singură în casă, zile la rând, fără să audă un sunet, pentru că de văzut oricum nu mai vedea decât un fir care ieșea din TV, fir de care era lipită urmă. Fără niciun cuvânt, s-a trezit pusă din nou în rucsac, din nou în portbagaj. Venise vara, simțea așa, ca o atingere ușoară, căldura. Nu o deranja, iubea căldurile mari, care torturau orașul cel puțin câte trei luni în fiecare an. Când ieșea la plimbare după amiaza și dădea o tură de cartier, simțea ochii babelor care o spionau la ferestre. Știa că e invidiată pentru curajul cu care înfrunta canicula. Erau momentele în care ea singură era stăpână pe toate străzile. Mașina s-a oprit și urma a ajuns în mâinile nepotului. Era cu prietenul ei cel mai bun, un tip cu plete și cercei în urechi, care nu le păda niciodată o haină soioasă de piele. Priveliștea se era remarcabilă. Se aflau pe marul unui lac. Și acum faza din Big Lebowski, frate, a spus nepotul ei. Apoi a râs, cerușa s-a împrăștiat repede, luată de vânt. Mama s-a trezit pe culoare.
Heroinomanul era întins pe scaune, dar s-a ridicat când a văzut. Ce repede ai venit înapoi. Unde ai fost? Asta a fost tot. Am amintit și răz amintit de Ion Creangă, de străbunicul Ana Maria, cred că Ion Creangă ar fi mândru.
Și... Da, e din Ivan Turbincian, așa, povestea. Și mi s-a părut o scriere incredibilă, adică cum merge textul, foarte... Are tot ce trebuie și merge foarte firesc de la început până la sfârșit și asta e foarte, foarte fain. După proza asta, mi se pare că Ana Maria, dacă ar vrea să scrie un roman, cred că are și un roman extraordinar. Și lucrează foarte mult prozele, pentru că, deși această proză a fost deja publicată, să vedeți cum arată manuscrisul aici. Că deja pot să-i zic manuscris, că nu mi-ai dat tilografia. Da, de fapt, n-am scris foarte multă ficțiune în viață, dar am scris foarte mult, în general, o cantitate uriașă de text pe care am editat-o tot timpul. Și am editat multe texte, multe texte foarte bune, de exemplu, textele lui Alcea Duvacunov, tot le editam în scenarii. Niciodată n-a fost. Probabil că asta e o manie care mă ajută. Nu cred că... Cred că scriu curat, pentru că e un exercițiu ăsta și cred că pot să scriu și mai curat pentru că m-a invitat să scriu textele până când ele... Acum sper că nu vrei să ne spui că n-ai ales. Asta îmi pare că eu nu știu ce este exact. Uite-o, departament, eu departament. Eu departament. Da, deci nu îmi merești la ușa aia dacă nu îmi ești ales, îmi merești la... Deci pe talentația în altă parte. Eu asta cu talentul nu știu, dar sunt unele de fi scriitori în sală care pot povesti ce înseamnă să ai talent. Că atâtea că am, nu mi-a pus niciodată problema, simt că trebuie mult mai multe lucruri decât talent. Sau, mă rog, măcar determinarea asta să-ți închipui ce e pentru cealaltă, întâmplător, de fapt, prozele astea sunt într-o obsesie personală. Mă întreb și pe lumea cealaltă ce este. Adică această bunică mama a existat în realitate și ea chiar a murit, ea chiar a fost incinerată, la incinerare au fost 4 oameni, deși au persoane normale, dintr-o familie normală de altfel, așa s-a întâmplat, s-au alinghiat așa lucrurile și mie mi s-a părut fantastic fix momentul ăla care a ieșit ceva pe porn. Și am hotărât să scriu lucrul ăsta, că m-am întrebat și bine și-a făcut bunica asta, mama, în seara asta. Deci, care e treaba? Că noi am plecat de acolo foarte repede. Era o frumoasă de primăvară și ea s-a dus undeva. Asta a fost pe loc. Așa s-a întâmplat să pierd un pol. De obicei, am și soluții mai bune. Acum, dacă le-ar scrie Moni, le-ar rescrie Moni, m-aș vrea să te văd rescriindu-le. N-ar mai ieși interesat. Ar fi, foarte... ar fi mai simplu să citești Dionisia Areopagitul, da, decât să te mai chinui să citești rescrierea mea în direct. Nu, mie asta mi-a plăcut, că de fapt, eu ți-am spus, m-am gândit imediat la Steinhardt și la ideea asta lui de dosare fixe, contabil, și asta mi s-a părut așa o ironie foarte bună, nu era ca notă negativă. Da, nu, da. Mamă, ce surpriză neplăcut ar fi să ne trezim că exact așa și dincolo pe aici. Cozi, te trimite, nu, ați greșit ușa, așteptați pe bol, nu știu cât durează. Deci asta mi s-a părut. Păi, noi trăim atât de mult între asta, încât mie mi se pare că sunt niște, cum să zic, ceva așa născut, ca organul limbic. Pentru că, eu nu știu, că până la urmă știi, nu ne place, toată lumea se plânge de asta, nu pot. Adică ăsta e departamentul, să plimbăm hârtia. Asta e esența societății noastre contemporane. Fără tot acest circuit birocratic infernal, probabil că am fi ca niște pui care ne-au învârti aiurea dintr-o parte în alta și nu mai ști, cum să zic, nu mai înțelege autoritatea. De fapt, spunând asta, mă lua ca fiecare dintre noi, mai o spaimă de asta normală de autoritate, o scârbă de autoritate. Nu, nu, eu cel puțin o am, pentru că sunt oameni care nu au, sunt confortabili cu pozile pe autoritatea publică. Dar, în general, poate că asta depinde de mine, de partea. Sau poate că așa trebuie să fim făcuți, poate că așa trebuie să fim construiți. Adică, birocrația nu e o invenție nici de-a lui Kafka, nici de astăzi și nici de-a societății contemporane. E o treabă foarte veche, așa, nici în România e o birocrație. Și orice a mers sau înflorit vreodată, era așa, că până la urmă se sfârșește ceva într-un pol, așa, plin de spaimă, în fața ceva ce îți testează, nu asta e povestea. Consulatul? Dacă tot să revenim la conștiința personajelor, eu aș
Ce aș face eu, i-aș da niște revoltă personajelor, pentru că ei când își dau seama că, băi, eu nu așa am murit, am dat carnașe. Asta e o reacție mult prea, oricum, prea cu minte pentru ei. Poate într-un limbaj mega decent și să insinuez cumva un fel de revoltă a personajului care își dă seama în narcomanul și ala care o... Da, ai făcut dreptate, aici nu poți să-ți dau rezultat. Aici eu i-aș face o reacție un pic mai what the fuck. Deși vă știi, eu mă gândesc și la asta, dar pare foarte ciudat cum e... Deci este că el e heroinoman, adică dacă era pe cocaină, probabil că era un... Aici au pierdut trenul. Adică, tu ai dreptate, dar știi, bunica mea a avut ceva, o fantomă foarte demnă. Ea a fost o persoană foarte demnă în acel sens, adică a cărat cârca pietroaie pentru clădirea comunismului. Sunt multe personaje care... Da, dar eu murit, e gata, murit. Și a murit și nu se revoltă, că, sau nu zice, n-a zice nimic. Și, într-adevăr, aici poate că heroinomanul ar trebui să aibă o reacție, da, și sigura motivație pe care mi-aș găsi-o acum este că ăla e pe heroină, deci pe heroină. Deci nu prea are reacție oricum, nu-i convine orice ar fi, atâta vrem de cât e, stadiul ăla. Dar e dreptate, că, într-adevăr, poate că el ar trebui să se mire. Deci, știi cum e, nu știu. Ne miră faptul că murim? Nu, dar noi nu știm. De asta scriem textele astea, pentru că nu putem fi siguri de cum se întâmplă acolo. Și dacă transpunem conștiința sau chiar așa și stiem de aici, în golul sau facem o paralelă, eu cred că aici, eu, asta e pentru mine, asta e opțiunea mea. Dar nu neapărat... E foarte interesant ce spui, dar eu te citesc pe tine câteodată pe blogul tău și mă uitam că arăți atât de diferitele textele pe care le scrii. Eu cred că de fapt noi tocmai ne-am lămurit ce reacție o să aibă Bose când moare și ce reacție de Ana Maria. Da, Bose era pe fața lui. Știi, băi, stai, mă trebuie să spun ăla, eu fac scandal. Scriu pe blog. Scuze, dacă mai voiai să zici ceva? Nu, tăte. Pune în altă revoltă față de moarte, dar față de statul la coadă. Deși... Să bată personajul vreo doi chinezi. Da. Sunt cel puțin experiența mea când eu stau la coadă sau când se încurc actele și nu ajung în România sau nu știu mai unde, este de revolt și trântesc în pământ dosarul. Da, acum cred că bunica mama era puțin mai stresată decât tine la coadă, la ambasada sau ceva de felul ăsta. Nu știu, știi, viața te-a făcut că abandonăm ceva din noi atunci când plecăm înspre ea, abandonăm. Nu, dar gândiți-vă cum ar fi proza cu... mai multe emoții, ar fi altă proză și mie mi-a plăcut așa cum a fost acum, trezește textul, nu știu, o stare de pace, tot, de la început până la sfârșit. Deși mai apar chestii așa, pseudo-horror. Și atunci starea asta de pace e foarte faină și cu lucrurile povestite mie mi-a plăcut. Nu știu, probabil în altă proză de Ana Marie vom găsi și revoltă. Poate. Nu cred. Voi să faceți un fel de proză, v-am citit pe toți trei amici de față. Multe cuvinte. Nu știu, să scrieți multe cuvinte. Multe cuvinte mișto, de masă. E un fel de poezie în ce faceți voi. Pentru mine, proza în care mă regăsesc sunt de pildă autorii japonezi, care reușesc să scrie foarte puțin. Câte un volumat, nu știi dacă e roman, novelă. Și sunt sigură că dacă n-ar fi această presiune din partea editorilor și presiunea din partea pieței de literatură, aș scrie și mai puțin. Pentru că o poveste poți să o scrii în puține cuvinte. Și eu sunt convinsă că povestea mea, adică pentru mine, povestea mea e mai bună, mai scurtă, nu mai lungă. Și de asta pe mine întotdeauna mă sperie. Adică, înțeleg, citesc romane foarte lungi. De pildă, îmi place foarte mult Moian, ultimul laureat cu Nobelul. E un tip care reușește să radă așa 800 de pagini, wow,
fapt, de cuvinte. Sau, nu știu, îmi place mie asta, adică mă atrage mai mult stilul ăsta de a scrie. Poate că e de formare profesională și poate nu o să pot ieși din asta niciodată. Poate că, într-adevăr, ar trebui să, nu știu, să bag puțină pancăreală așa de asta textuală, cum faceți voi în texte. Sau, nu știu, poate că n-ar fi la locul ei, habar n-am.